De răceală, dar ne putem îmbolnăvi de altele, avertizează medicii. Specialiștii au descoperit că o singură pastilă contra durerilor în gât conține tot atâtea euri cât am găsit în două pungi de chipsuri. Mai mult, dacă luăm 4 dropsuri pe zi, am depășit deja necesarul de zahăr pentru 24 de ore. Mai dați mine, îl iau că-mi place gust. Mulțumesc mult. Viu, colorate și gustoase, pastilele de răceală au devenit bomboane pentru adulți. Foarte bune, cu gust de portocale și de lămâie. Cel mai... ok. Le folosesc preventiv. Da! Pastilele pentru răceală și gripă au un gust atât de bun pentru că sunt un cocktail de zahăr și aditivi, arată studiile. Ajunge chiar la jumătate de plic de zahăr într-o singură pastilă. Avem 3-4 pastile pe care le putem lua într-o zi, ceea ce înseamnă că doar din asta 2 plicuri de zahăr le-am și mâncat. Două pastile pot conține chiar și 2,5 grame de zahăr. Astfel, tratamentul pentru o zi depășește doza recomandată de Organizația Mondială a Sănătății pentru un adult. Da, este foarte important să văd dacă ce conțin acele pastile. La conținutul de zahăr, de exemplu? La asta nu mă uit. Mă uit doar la ce este important, atât. Ar trebui să conțină pastilele zahăr? Nu. S-a descoperit că pastilele sunt pline și de euri. Dacă ne uităm pe ingredientele respective, vom găsi până la 18 celebrele euri. Eurile respective, discutăm de colorant și aditiv, anumite ingrediente care le găsim și în brânza topită, le găsim și în margarină, le găsim și în salam, le găsim și în cremvuș, le găsim chiar și în gelul de duș. Euri, da, știu că sunt euri, dar totuși le luăm. Nu sunt victima acestor teorii și nu mă gândesc pentru că pot să crep într-o bună zi din orice altceva. Consumul de zahăr este asociat cu diabetul, obezitatea și afecțiunile cardiace. 9,8 milioane de români au probleme cu greutatea. Mai grav este că numărul copiilor supraponderale a crescut cu 18% în ultimii 10 ani.